Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la Snapchat-ul 22W43A. Ei bine, în acest Snapchat avem noutăți despre 1.19.3, însă 1.20, da, stă prost Snapchat-ul ăsta, nu primim nimic nou pentru 1.20, din păcate. Dar foarte mulți dintre voi m-ați întrebat tura trecută, cum facem rost de pe 1.20? Păi, foarte simplu, intrați în launcher, luați cel mai recent Snapchat, 22W43A, intrați la single player, create new world, acum vă faceți harta și, în caz de nu ați înțeles, o să urmeze de-a lungul anului mai multe mini-versiuni de joc, adică vine 1.19.3, 1.19.4, în aceste 1.19.3.4 o să fie noutăți, cum ar fi inventarul updatat, bundle-ul și diferite lucruri. Dar în același timp, în snapshot-uri, o să primim din când în când aceste datapack-uri, da? Deci acest datapack cu bundle, având în vedere că e separat de 1.20, asta înseamnă că o să-l primi probabil în 1.19.3 sau 1.19.4, nu știm exact când. Ideea este că aici intrați la datapacks când vă creați lumea ca să aveți noutățile din 1.20 sau noutățile din următorul semi-update, mini-update, whatever. Acum că stau să mă gândesc, cred că v-am mințit că totuși există și o schimbare, dacă nu chiar mai multe, pentru Minecraft 1.20, dar de-astea minuscule, cum ar fi că avem textura schimbată la oul de cămilă, ok, și avem animația schimbată la cămilă. La ce ne referim aici? Ei bine, după cum bine vedeți, cămila merge puțin mai diferit. Acum probabil ziceți, Colpir, dar merge fix la fel. Well, nu chiar, pentru că în snapshot-ul anterior era, de exemplu, picioarele de pe partea asta, oh my god, nici nu știu cum să explic, merg în același timp, picioarele din partea dreaptă merg în același timp cu picioarele, de fapt nu, picioarele din partea dreaptă se mișcă în față, cealaltă din partea stângă merg în spate. Ei bine, era, uite, de exemplu, ca la porc era la cămilă, da? Bă, porcule, arată-ne puțin cum mergi tu. În orice caz, s-o schimba puțin, uite, vezi, mergea fix la fel ca un porc, ca orice animal, numai că foarte mulți dintre oameni au zis că, bă, cămilele nu merg așa în realitate, așa că, da, vezi că picioarele alea se mișcă amândouă din același timp, whatever, e o schimbare minusculă. Ok, acum hai să vorbim despre schimbările din update-ul 1.19.3, care, by the way, habar n-am când o să apară, dar știu că pe 27 octombrie, fix astăzi când vă uitați voi, apare ceva Minecraft Live Now și probabil o să aflăm chestii noi despre 1.20, cel puțin așa ne-au promis tura trecută la Minecraft Live. Dar hei, hai să vorbim puțin despre inventar. Dar înainte de asta, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Vă mulțumesc frumos, sunteți cei mai drăguți. Bun, intrăm aici și vedem deja că inventarul este diferit față de snapshot-ul anterior. La ce mă refer? Ei bine, iconițele astea sunt puțin diferite. Nu era un pickaxe de diamant, nu era o sabie de netherite, nu era, de fapt, mărul cred că era, nu știu, crafting, nu cred că era fierul și spawn egg, nu cred că era ou de porc. Dar whatever. Hai să vă arătăm. Am intrat la ou de porc aici, unde sunt toate aceste ouă de spawnat și vedem că avem ceva nou în inventar, avem spawnerul, nu mai trebuie să ne-l dăm din comenzi acum, pur și simplu putem să-l luăm de aici și mi se pare destul de mișto. Și acum dacă iei orice ou de aici, să știți că spawnerul funcționează cu ouăle de, uite, vezi, automat el îți dă spawner de porci, dar tu dacă iei un ou de panda, de exemplu, și dai click dreapta pe el, se transformă în spawner de panda și vedeți că în următoarele câteva secunde o să apară un panda pentru că este spawner de panda. Dar e mișto că nu mai trebuie să ne dăm comenzi și pur și simplu l-avem aici, easy peasy lemon squeezy, și chiar inventarul ăsta a devenit din ce în ce mai bun. Și altă chestie interesantă, avem oul de dragon în acest inventar. Înainte, din nou, nu aveam ou de dragon, trebuia să te duci să bați dragonul ca să iei ou de dragon sau să-l dai prin comenzi și uite că funcționează complet ok. O altă chestie pe care o avem, avem bannerul, Ominous Banner, ăsta pe care îl primești de la raiduri. Iar aici, la Natural Blocks, piatra și dirt-ul, chestiile astea pe care le folosești puțin mai des, s-au mutat puțin mai sus. Înainte, cred că erau astea primele, era lemnul, dacă mi-amintesc eu bine, sus. Dar, să fim serioși, astea le folosim mult mai des. Dirt-ul, bam, luăm stone, bam, construim cu el, bam, bam, bam. Și le-au mutat puțin diferit, ceea ce mi se pare o idee chiar foarte bună.
Deci totul să mai facă schimbări până când o să fie mulțumită toată lumea, ceea ce mi se pare super tare. Ăsta nu era la crafting, snowball-ul nu era la crafting, dar dacă stai să te gândești, din 4 snowball faci un bloc de snow, so yeah, it's good, l-am mutat aici. A, da, nu erau bucketurile cu lapte... Da, stai, că doar bachetul cu lapte aici, dacă nu mă înșel, da. Bachetul cu lapte, nu știu dacă era aici, la consumabile, dar acum este. Aici găsim din nou bachetul cu lapte, dacă vrem, la Tools and Utilities. Adică, după cum am zis și în snapshot-ul anterior, o să... Mamă, ce animale dubioase avem aici, avem toate animalele. O să găsim, de exemplu, lemnul și la Building Blocks și la Natural Blocks să-l găsim. Adică, o să-l găsim în mai multe locuri, anumite iteme le găsim în mai multe locuri, ceea ce mi se pare foarte bine, pentru că poți să le găsești mult mai ușor așa. Aici se găsește oul de dragon și Ominous Banner la Functional Blocks. Și când intrăm la Functional Blocks, dacă vă mai amintiți, tura trecută erau sign-urile, parcă sus... Nu mai țin minte exact, sau erau foarte jos. Ideea este că le-au mutat undeva în mijloc. Să poți să le obții destul de repede și pe astea, că toată lumea are nevoie de astea. A, și nu știu dacă ați observat, dar astea arată mult mai plăcut și dacă mergem la... la blocuri, sunt poziționate mult mai mișto culorile. White concrete-ul, glass-ul și toate alea, e mult mai satisfăcător, arată incredibil. Înțelegeți ce vreau să zic? E satisfăcător, arată bine, e aranjat ca lumea, cum ar trebui să fie aranjat. Și dacă mergem aici la redstone blocks, avem câteva schimbări. Avem skulk sensor-ul lângă white wool, pentru că mai tot timpul le folosești împreună. Avem big drip leaf, avem bell-ul, ceea ce nu era înainte, nici big drip, nici ambele nu erau. Avem string-ul și avem și aceste două blocuri de redstone, după cum bine vedeți. A, da, și bărcile. Deci sunt câteva schimbări la secțiunea de redstone. Dar bineînțeles că toate chestiile astea reacționează, interacționează cu redstone-ul și este complet normal că sunt aici, în acest tab. Dacă mergem aici la combat, avem TNT-ul și End Crystal, ceea ce mi se pare super, super mișto și dacă tot am vorbit despre End Crystal, este perfect pentru că avem și shield-ul lângă și da, în 1.19.3 avem o modificare la shield, adică shield-ul este mult, mult mai puternic. Stai, ce? O, da, baby, este mult mai puternic, o să înțelegeți imediat. Trebuie să luăm un respawn anchor și niște glowstone. Și bineînțeles trebuie să o chemăm și pe prietena noastră Mâța Zburătoare. Mâța Zburătoare fiind gastul, exact. Gastul este Mâța Zburătoare. Dacă nu știți de ce, căutați. După cum ziceam, shield-ul a primit niște buff-uri în 1.19.3. Ce înseamnă asta? Ei bine, dacă tu ai shield-ul activat când un tovarăș de-a tău, prieten bun, adevărat, tovarăș, vine aici și explodează ăsta, da? Eu n-am cum să vă demonstrez acum pentru că nu pot să dau click în timp ce țin shield-ul, în timp ce mă apăr. Dar ideea este că dacă explodează și tu ții ăsta, aproape nu ții damage deloc, dacă mi-amintesc eu bine, pentru că scutul o deveni mai puternic. Și la fel funcționează și cu acest respawn anchor. Dacă explodează, vezi, n-am apucat să... Am dat click-ul, a explodat și după am dat să mă protejez cu scutul. Dar ideea este că dacă stau și mă protejez și vine cineva și explodează ăla, este perfect ok pentru că nu mi-au foarte mult damage. Pentru că scutul este mai puternic acum și nu în ultimul rând, gastul. Când te lovește gastul, poți să te aperi cu scutul. Bă, vino cu acea. Asta zic. Ia. Bam. Zero damage, baby. Zero damage. E, acum am luat foc, nu contează, lasă. E, ha-ha. Ei, leu. A, da, băi, mai era și patul la explozii, pentru că în End și în Nether explodează patul, după cum bine știți. Și dacă vine ceva și explodează patul și tu ai scutul activat, ei bine, te protejează scutul ăsta. E un scut puternic. Eram sigur că mai este o schimbare din 1.20, dar este din nou foarte, foarte mică această schimbare. Ei bine, oameni buni, sign-urile, după cum bine știți, putem să le plasăm în modul acesta acum. E, de exemplu, acum nu se mai poate plasa un sign în modul ăsta pe un fence gate. Și mi se pare normal pentru că nu s-ar lipi, știi? Pur și simplu n-ar arăta ok. Și da, asta este una dintre schimbări, da. Da.
V-am zis, nu sunt schimbări foarte mari. Având în vedere că sign-urile astea au adăugat practic un bloc nou, nici nu știu cum să-i zic acestui bloc, ideea este că avem bârna aceasta. Ei bine, se spawnau gușterii ăștia de mobi aici pe asta, dar faza e că atunci când ajungeau pe această bârnă, ei se panicau, nu știu ce naiba se întâmpla, dar se învârteau în snapshot-ul anterior. Bine, eu n-am testat chestia asta, dar că asta se întâmplă. Ei bine, acum, după cum bine vedeți, nu se mai învârt, își dau seama perfect că poate să meargă și pare ok. Pare chiar foarte ok. Ia, dacă pun un zombie, știi să fugi? Fugi! Fugi! Uite ce bine au fugit. Nice. Tu, în schimb, prost. Asta e campione? Uite-l puțin. Hei, hei! No, no, du-te înapoi, du-te, stai pe bârnă. Ah, ok, bine. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, Colpir, dar dacă eu pun cărți în acest bloc nou, Chiseled Bookshelf, dacă pun foarte multe cărți, ei bine, o să am enchanturi, o să funcționeze ca și bookshelf-urile, o să fie fix la fel? Ei bine, dragii mei prieteni, din păcate nu funcționează așa. De exemplu, dacă punem în momentul de față o sabie și vrem să-i dăm enchant, o să vedem că avem enchanturile astea mici pe care le aveam oricum fără aceste chiseled bookshelf-uri. Deci da, nu funcționează așa, din păcate. Trebuie să știți că nu funcționează nici dacă un piston vrea să retragă un chiseled bookshelf sau dacă vrea să-l împingă. Deci nu funcționează absolut deloc chestia asta. Ia să vedem invers. Da, chiseled bookshelf este un fel de obsidian aparent aici. Cum era dispenserul, dacă intră... Așa, de exemplu, dacă ar fi mai multe cărți aici în dispenser și vrem să punem cărțile în bookshelf, da? Ei bine, cărțile ies pe lângă, deci nu interacționează nici cu nici cu dropper-ul, nici cu dispenser-ul, nici cu sticky piston și nici cu hopper, în caz de vă întrebați. Hai să punem aici niște cărți, jbam, da? Nu se duce nicio carte aici, deci... E puțin cam trist că nu poți să folosești chestiile astea, că sigur oamenii ar face chestii interesante, dar, na, cine știe, poate se va mai schimba pe viitor. Ce ați făcut, bă? Ați făcut copil? Cum ați făcut copil? Sunteți doi, n-aveți pat, n-aveți nimic, cum ați făcut copil? Bă, tu ai dat subscribe? Zi, bă, ai dat subscribe? Oameni buni, dați voi subscribe, că ăsta nu știe să dea subscribe, dați voi un subscribe și un like, vă rog eu frumos. Alte întrebări erau la modul, bă, Colpiș, dar pot să iau o carte din mijloc sau ceva de genul ăsta? Nu, uite, ar fi fost interesant să pui cruciulița și vreau să iau cartea asta, da? Nu, o ia fix pe ultima pe care am introdus-o și tot așa și e puțin trist că nu se pot lua cărțile pe care le vrei, dar hei! S-ar putea să fie schimbate chestiile astea, pentru că tot au primit cei de la Minecraft feedback de la comunitate și de asta avem și aceste mini snapshot-uri ca să vadă părerea noastră și ei o să mai schimbe pe viitor, cel puțin așa sperăm. Hai să vă mai zic câteva schimbări din 1.19.3. De exemplu, acum un iepure o să dea absolut tot timpul carne. Deci nu există să nu dea carne. Hai să mai testăm o dată. Ne-o dea carne. Oare o să dea și piele de fiecare dată? Că știu că și asta parcă nu o dea. Nu dă piele de fiecare dată, dar cel puțin carne dă de fiecare dată. Ceea ce mi se pare ok, pentru că e cărniță acolo, nu? O altă schimbare au fost la lead-uri și la animale. Ei bine, dacă vrei să iei niște animale și să le urci puțin în aer, să le duci așa, să vadă și ele lumea de la o altă înălțime. Practic, ele stând așa cât mai mult în aer, când ajungeai jos, chiar dacă ajungeai încet, te coborai foarte frumos ca să nu lovești pe oița asta, ei bine, își luau damage instant, pentru că acumula oarecum fall damage-ul. Era foarte ciudat. În 1.19.2 asta se întâmplă, dar 1.19.3, după cum am zis, dacă iei niște animale și zbori cu ele, dacă cobori foarte repede, o să moară, asta da, dar dacă faci așa gentil cum am făcut eu, adică pur și simplu le lași încet să coboare, ați văzut că nu iau damage aproape deloc, adică chiar, da, trebuie să te miști foarte încet. Și da, asta e o mică schimbare din 1.19.3. Vine un coace, bă, să te duc! Bine că poți să dropezi și în apă dacă vrei, că așa nu o să mai pățească nimic. Știi să noți? Oh, da. Mamă, ce bine se ține frățiorul meu! Bro! Uite-l puțin! Ridică-te!
Mamă, pune să ridică Camila mea. Pune să ridică, iese Lidu. Hai, Camila, și tu poți să zbori? Nu pot să cred. Jesus Christ. Și acum? Glumesc, băieți, nu vă... Da, mă rog. După cum bine știți, un Skull Shrieker trebuie să se activeze de 3 ori ca să apară Warden-ul. Ei bine, în 1.19.2, dacă mureai, tot așa trebuia să se activeze de 3 ori ca să vină Warden-ul. Ei, acum în 1.19.3, dacă ai activat de 3 ori acest Skull Shrieker, a venit Warden-ul și să zicem că ai murit și după vin apoi la acest Skull Shrieker, trebuie doar o dată să-l activezi și vine. Ideea este că nu-și mai resetează acele 3 șanse de supraviețuire. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic. Adică practic o deveni puțin mai nasol. Da, nu foarte tare. Oh my god. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări și am plecat de aici că văd că face foarte mare gălăgie acest Skull Shrieker și da, vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea. Ne vedem data viitoare. La revedere. A, da, și apăsați pe videoclipul acesta că YouTube zice că 100% o să vă placă. Deci, apăsați. Vă rog eu.